Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, petrecere de revelion. Este oficial, Cumăneștiul și Dărmăneștiul sunt stațiuni turistice de interes local. Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești, Cumănești, ediția a 25-a. Oneștenii petrec noaptea dintre ani în fața primăriei, începând cu ora 23, unde administrația publică locală a pregătit un eveniment artistic, dar și un foc de artificii. Surpriza pregătită de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, și municipalitatea oneșteană este recitalul susținut de surorile Osoianu, nume bine cunoscut și îndrăgit în lumea muzicii populare, recital care va începe imediat după focul de artificii de la miezul nopții. Surorile Osoianu constituie un ansamblu etnofolcloric familial din Republica Moldova, alcătuit din 5 surori născute în satul Horești, raionul Fălești. Cât de mare este succesul surorilor Osoianu, având în vedere că Jay-Z și Kanye West cântă un fragment din muzica lor, dar și că le poți auzi pe coloana sonoră a filmului Black Adam, dar și cum au ales să culeagă și să ducă mai departe folclorul românesc din Republica Moldova, veți afla de la ele chiar în noaptea de anul nou. Petrecerea de revelion va fi deschisă de două tinere talentate din Onești, este vorba de Delia Racu și Sara Munteanu. Înaintea focului de artificii, atmosfera va fi încălzită de cunoscuta și îndrăgita Gabriela Comăneci, iar evenimentul va fi încheiat pe ritmul de joc și voie bună de către îndrăgita interpretă Elena Comăneci. Misiune de suflet a jandarmilor Băcăuan pentru 3 copii din Podul Turcului, crescuți doar de mamă. Nu toți copiii au parte de cadouri de la Moș Crăciun și asta pentru că mulți sunt încercați de soartă și abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Este și cazul a 3 copii, Aurelia, Andrei și Alina, din localitatea Podul Turcului, care sunt crescuți doar de mamă. Iar pentru a-și face temele, sunt nevoiți să scrie la lumina lumânărilor sau să se grăbească până la lăsarea întunericului. Mama lor este bolnavă și are nevoie de ajutor, iar jandarmii au aflat de această poveste tristă și pentru o zi au fost ajutoarele lui Moș Crăciun, oferindu-le cadouri în pragul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului Iisus Hristos. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău le-au dăruit cel mai important lucru, lumină prin montarea unui panou fotovoltaic, dar și pachete cu articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, dulciuri și alte lucruri necesare, iar la rândul lor au fost răsplătiți cu zâmbete sincere. Acești copii au umplut inimile de bucurie, pentru că să dăruiești este un gest mai nobil decât să primești. Ne bucurăm că astăzi am venit la voi. Noi am aflat prin intermediul unui coleg de voi și astăzi, împreună cu colegii mei, prin contribuția benevolă a lor, am reușit să strângem mai multe lucruri, dulciuri, alimente, ce sunt necesare pentru voi să aveți sărbători mai frumoase, cu mai multă speranță și cu credință că totul o să fie bine și mamele o să se facă bine. Nu e așa? Asta este, cred că, cea mai mare dorință voastră, să fie mami lângă voi. Andrei, nu vrei să vezi ce ai în cutiuța aia acum? Ia desfă-o! Hai, curaj! Să știți că noi v-am adus și un brad, v-am adus și globurile. Veți face un brad împreună? Da. Știm că nu aveți curent, iar pentru asta ne-am gândit să vă aducem pe lângă darurile, cadourile și alimentele necesare să vă dăm lumina astăzi. Colegul nostru va monta un panou fotovoltaic și o să aveți lumină de sărbători, iar cei mici vor putea face temele fără a se mai grăbi că se întunecă afară. Și voi cum reușiți să faceți temele? Vrem cu lumina care să faceți. Adică veniți mai devreme ca să faceți temele sau la lumânare, cu cine? Astea mai mici face, mai apuc, mai face la centru. Ea trebuie să vină acasă, pregătească și de mâncare, mai spală cu apă. Noaptea am la bătere.
Și de cât timp? Care aștept să facă? Adică mai mult de 5 ani? Ah. Adică stați fără curent de atâta timp? Da, păi, 37 de ani care stăm fără curent. 37 de ani. Cum? Îți place la școală? Da? Ce, vezi bine? Peste câteva zile ne pregătim să sărbăm Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului, Crăciunul, Crăciunul care înseamnă și e o sărbătoare a bucuriei, ne cheamă la dragoste. Nu dai din ceea ce ai, ci dai din ceea ce ești. Astfel încât dintr-al lor, colegii noștri s-au mobilizat și au vrut ca pentru dumneavoastră sărbătorile de anul acesta să fie cu totul altceva, să aveți un pic de lumină în casă, să vă aducem un pic de alinare în suferința mare pe care o aveți. Vă rugăm să primiți aceste daruri de la ai noștri colegi, să vă bucurați de ele și să aveți un Crăciun așa cum au cam toate familiile obișnuite. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă duceți crucea în continuare și copii, singurul lucru prin care o puteți bucura pe mama e acela de a învăța bine, de a ajunge oameni și de a avea ceea ce voi, de a avea urmașii voștri, copiii voștri, ceea ce voi n-ați avut cât ați fost copii. O să vină și un aragaz de mare, n-am văzut să-l fără frumos, pentru că am avut foarte, foarte frumosare, dar o să vină și. Cine calde, că vă vin colindători, florile d'albe, noaptea pe la cântător, florile d'albe. Andrei, ce-ai primit astăzi? Ce ai în brațe? Ce ții în brațe? Niște dulciuri, nu? Da. Aurelia, tu ce ai primit? Niște ursuleți. Îți plac? Da. Andrei, spune-mi, cum arată o zi normală, fără curent, pentru tine? Rău. Rău. Cum îți faci temele? Cum reușești să îți faci temele? Cu lumină de la ce? De la lanternă? De la... Lanternă. Lanternă. Și cam pe la ce oră încep tu așa să dormi seara? La 4. Cam când se întunecă, nu? Tu, Aurelia? Tot așa. Unu, doi, trei, ura! Ne bucurăm că astăzi, noi, jandarmii Băcăuani, am putut aduce speranță și bucurie pe chipul unei familiei greu încercate de greutățile vieții. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandar Județean Bacău au dăruit lumină prin montarea unui panou fotovoltaic, dar și alimente și jucării și au fost astăzi ajutoarele lui Moș Crăciun, dăruindu-le multe, multe dulciuri și jucării. Urăm sărbători fericite și să avem parte de pace și iubire! Este oficial, orașul Comănești și orașul Dărmănești sunt stațiuni turistice de interes local. Vestea bună a fost comunicată chiar de către Guvernul României, care atestă faptul că orașul Comănești și orașul Dărmănești primesc titlul de stațiune turistică. Pe termen mediu și lung, atestarea acestor localități ca stațiuni de interes local va avea un impact pozitiv prin creșterea circulației turistice și totodată a cifrei de afaceri a investitorilor din turism, având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului în localitățile atestate ca stațiuni turistice, va genera un impact benefic pentru dezvoltarea economică și creșterea calității vieții pentru rezidenții acestor zone. Până la această oră, România are atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local. Orașul Comănești a devenit stațiune turistică de interes local. Drept pentru care vă mulțumim tuturor care ați fost și sunteți alături de noi și credem că datorită acestui fapt vom reuși să ne dezvoltăm și mai mult, vom reuși să obținem alte și alte oportunități de a dezvolta orașul Comănești pe fonduri europene. Deja avem cele mai multe fonduri europene atrase pe
pe cap de locuitor, cred că, din România. Festivalul de dat în șobiceri strămoșești Comănești, ediția 25, a strâns și anul acesta un număr record de participanți, dar și de spectatori. Se pare că anii de pandemie nu au reușit să-i facă pe oameni să renunțe la obiceiurile din bătrân, ci dimpotrivă, se pare că i-au mobilizat. Care s-au îngrijit ca acest festival să se desfășoare în cele mai bune condiții și să vă primească pe dumneavoastră toți cu brațele deschise, cu inima deschisă și cu multă bucurie. Haideți să ne bucurăm cu toți și să trăim cu tot sufletul sărbătorile și acest festival. Spania, Portugalia, Polonia, Ungaria, Olanda, probabil că mai sunt și alții. Și de la an la an vin tot mai mulți turiști. Lucrul acesta se întâmplă pentru că am reușit să fim cunoscuți prin publicații internaționale, National Geographic, New York Times sau alte publicații care au făcut în conjurul lumii cu acest festival al nostru de la Comănești. Cel mai tare festival din România și poate chiar din lume. De la an la an avem solicitări. Chiar m-am întâlnit în dimineața asta cu câțiva turiști din America și spuneau că anul viitor vor să organizeze de acolo, nu prin agenții românești de turism, ci ei de acolo vor să vină special aici la Comănești. Suntem doar de două zile stațiune turistică și vă dați seama câți turiști străini avem. Dar de acum așadar, vom începe acest festival și pentru că noi, adulții, putem aștepta și suntem răbdători, poftesc pe șa... Ursul nostru! Tăgădem! Este minunat să fiu acasă, la Comănești. Este minunat pentru că după toată perioada asta de pandemie și am uitat de absolut tot, în sfârșit reușim să ne bucurăm de ceea ce trăim zilnic și iată că aici, la Comănești, din nou respectăm tradiția, respectăm obiceiurile noastre și nu rămâne decât să continuăm mereu pe aceeași linie și să nu uităm originea noastră, astfel încât să nu uităm că suntem români și că avem o tradiție de păstrat. Acest festival este și în transmisiune. Prezent la eveniment a fost și deputatul PNL Mircea Fechet, care a participat la acest eveniment alături de juniorii săi. Dansul urșilor a atras atenția întregii lumi, iar numeroși turiști străini, chiar din îndepărtata Japonie, vin anual la Comănești, special pentru acest eveniment. Mă bucur că am putut participa la Festivalul Urșilor de la Comănești, un spectacol cunoscut deja la nivel internațional. Tradițiile și obiceiurile sunt baza unei comunități cu viitor frumos, iar la Comănești, administrația liberală promovează în cel mai frumos mod datinile străbune. Felicitări primarului Viorel Miron pentru evenimentul deja consacrat, care a reunit mii de oameni și în acest an, a precizat deputatul PNL Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. De la acest eveniment nu putea lipsi comăneșteanca Cătălina Ciofu, deputat în Parlamentul României din partea PNL. Câteva imagini de la festivalul datin și obiceiuri strămoșești de azi de la Comănești, care au ajuns la ediția 25-a, sunt mărturia frumuseților locului pe care Valea Muntelui le-a moștenit și le transmite mai departe cu onoare și cu bucurie. Am luat parte cu mândrie la această ediție. Ca fiica locului, port în suflet mereu bogăția de tradiții și obiceiuri strămoșești și pentru mine au o semnificație aparte. Felicitări organizatorilor, primăria și Consiliul Local Comănești. Felicitări primarului Viorel Miron pentru tot efortul de a aduce la nivel internațional acest festival, o mândrie pentru toți românii, a transmis Cătălina Ciofu, deputat de Bacău. Îmi place că fratele meu participă la ceata de urși din Comănești și că mă bucur să-l văd. Mai mult ce-ți place? Urșii. De la Costeana. Nu știu, îmi plac mai mult urșii. Vrei să te faci tu urși mai târziu? Da. Oi, povesti veche, domnule. Aici ați dat în litimul strămoș, nu-i de acum. Ei, la... Bine, și aici e frumos, dar la Dărmănești e mult mai mult. Acolo... Ce place mai mult? Orice. Orice, oriunde, oricum. E frumos. Vlagă, am niște emoții. De-mi vine să plâng, nu așa. Frumos, ce să mai vorbim, e frumos. Asta este. Păi nu păcata frumușe, păi și te salvă tot mai sus,
Cer verde sundu tău. Păi ăsta-i ursul din aseu. Păi ăsta-i ceata cetelor. Păi ceata aseu anilor. Pe această cale, ursul din aseu vă urează multă sănătate, fericire și tradițională la mulți ani. Hoșier verde merișor, îi hai acasă puișor, hai ușurile și apăsor, hai și-i cu pata pe obraz, hai acasă nu mai sta. Și-am zis verde șolalea, băi ăsta-i urs din Leorda. Hey you!
vârful apoșului, păi ședea mama ursului. Păi a luat eu pușca din cui, păi și-a plecat pe urma lui. Păi mergând eu încetișor, am zărit un puișor. Păi pe burtă m-am așezat, păi arma eu am încărcat. Păi când l-a luat încă tare, păi mi-a ieșit ursoaica în cale. Păi și-am privit-o prilunită, păi și am zis o fac vedetă. Păi foiliță de Dudești, păi pe scenă la Comănești. Păi și când mi-a murit moșneagul, păi mie mi-a lăsat toiagul. Păi și cu el să cârmuiesc, păi întreg neamul ursăresc. Păi foiliță Gogoșor, păi gata, gata, domoșor. Păi șapte voi și-o valea dincă, păi valea urșii mă mănâncă. Păi urșilor nu mă mâncați, că v-am adus dintre Carpați. Păi și Vanda și Cașcaval, păi v-am adus la festival și le-am dat ca jos într-o poiană. Păi mă întâlni comanda hală, păi și ce frumos mai dormea, păi cu doi pui alătura. Păi mă duse încetișor, păi ca să-i fur un puișor. Păi puișorul a țipat, păi și ursoi ca m-a mușcat. Păi tu cu minte de nu stai, păi scot cuțitul și te tai. Păi și te fac prețul la cai, păi ia mai dă-i un otropol. Foltarnița, dar unde s-a de bestia? Păi cuțitul te-a cam băgat, pușca pe umăr am luat. Păi s-a plecat pe urma lui, ca să-i pun pielea în cui. Dar foiliță m-a tostat, pe burtă m-am așezat. Asta e boală bătrână, vine peste o săptămână. Dar într-o joi pe înserat, ea atunci s-a arătat. Măi Florine frățioare, vine boala pe cărare. Păi Dumnezeu m-a ajutat, păi s-am făcut-o de jucat. Păi și te facă puișor, păi că pânânea pe pistol, păi pe pârău cu trofele, păi scolanii de-a rufele, păi și lentii de pe zavrele, păi să trebuie la ele. Echipa Acum TV vă transmite să aveți un an nou fericit. Toate eforturile depuse în 2022 să aibă succes în 2023. La mulți ani! De la Comănești, din tot sufletul, sunt Ionuț Iftimoaie și vă doresc la mulți ani! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică, 1 ianuarie, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 4 grade Celsius. Luni, 2 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.